doresc din suflet să câștig această competiție, pentru că sunt o persoană competitivă și cred în mine, chiar am încredere maximă în mine că o să ajung acolo. Parcă deja mă văd în finală. Am fost recent campioană europeană. Consider că faptul că am făcut gimnastică de performanță 13 ani e un mare atu, pentru că am mai multă rezistență, am mai multă forță, am echilibru. Clar o să mă ajute mult mai mult în competiție și vreau să fie cum eram acolo, în formă, cumva să fac un echilibru între Ștefania care era la gimnastică și Ștefania de acum. Acum cred că m-am mai maturizat. M-am axat pe antrenorat, am o grupă de copii, antrenez, îs la facultate. O latură ascunsă, să zic, nu cred că există neapărat. Eu sunt o persoană destul de bună și mă integrez în orice grup, dar sunt conștientă că acolo cum o să fac și foamea, probabil o să, nu știu, poate o să fiu recalcitrantă, poate o să, nu știu cum o să reacționez exact. Pentru că merg într-un mediu nou cu oameni noi și la un moment dat, inevitabil o să apară dramele, să zic așa. Însă, în general, o persoană drama queen, dar în același timp nu pot să zic că sunt o fată răsfățată. Am crescut destul de greu. Eu am plecat de mică, la 6 ani, de acasă. Am stat departe de părinți. Mi-a fost destul de greu. La vârsta de 9 ani, tatăl meu a murit. Și pot să zic că pentru mine el a fost motivația ca să continui cu sportul. Și acum când vorbesc, sunt foarte fericită, sunt foarte fericită că vorbesc despre el, pentru că mi-aduc aminte cu drag și îmi doresc din suflet să-l fac mândru. Nu cred că ar fi zis că de ce mă duc acolo, ba din contră, 100% m-ar fi încurajat să fac ceea ce îmi doresc. Îmi doresc foarte mult să fiu acolo super bine pe traseu și să ajung cât mai departe în competiție, deci o să rabd orice ar fi. Am fost la lot din 2011 până în 2016. Acolo am avut un regim destul de sever și cred că un pic m-a antrenat chestia asta pentru acum, pentru Survivor. În primul rând să fiu un exemplu pentru, poate pentru mulți antrenori, poate pentru mulți părinți, poate pentru mulți oameni care se uită la mine. Chiar sunt foarte nerăbdătoare, abia aștept să plec.